Cei care au intrat deja, vă invit, dragilor, să vă relaxați, să fiți aici, pur și simplu. Vom începe în scurt timp. Vă invit să simțiți cum deja ceva în interiorul vostru se liniștește, se așează în mod natural. Absolut tot ce a fost trăit astăzi până în acest moment, foarte ușor, lași deoparte, lași deoparte. Orice proiecție pentru viitor, în acest moment, nu există, nu este valabilă. Dă-i drumul. Simplu și direct te găsești astfel în momentul prezent. Și aici te întâlnești tu pe tine. Te invit să descoperi că este o experiență vie. Este o experiență reală. Această întâlnire pe care o ai cu tine. Descoperă că nu este dualitate aici. Nu este așa cum cuvintele o spun, eu mă întâlnesc pe mine. Pur și simplu ești. De ce este atât de important să confirm acest lucru? Pentru că în momentul în care
Ești aici cu adevărat? În primul rând, 99% din problemele tale dispar. Ce mai rămâne 1% este doar praf pe care foarte ușor poți să îl ștergi în acest moment. Este o întâlnire pe care o avem dincolo de timp și spațiu, dragilor. Și în același timp, această întâlnire poate afecta timpul și spațiu. Vom avea grijă ca modul în care această întâlnire influențează timpul și spațiu să fie un mod benefic pentru întreaga planetă. Și care este în primul și în primul rând cea mai bună modalitate prin care te poți ajuta pe tine și apoi pe cei din jurul tău? În primul rând, ai grijă ca tu să fii curat aici. Ce înseamnă curat? Este foarte simplu. Fără trecut, fără viitor. Poate părea extrem de simplist. Pune-o în aplicare și descoperă-i puterea. Este o oglindă ce îți spun aici în față. Privește în oglindă. Tot ce vezi în mine se află deja în tine. Nu este nicio diferență, de fapt. Iar dacă vezi ceva ce nu îți place, e bine, aceea este mintea. Pentru că atunci când Dumnezeu privește, Dumnezeu nu strâmbă din nas față de creațiile sale. Dumnezeu pur și simplu privește. Și pornim de aici, în această călătorie a noastră. Mereu pornim de aici. Ce mai faceți voi, oameni frumoși? Cum vă simțiți în aceste vremuri puternice în care parcă totul este încercat? Cum vă simțiți? Sunt curios. Cu bucurie, cu iubirică, Cristi. Bine ai venit. Bună seara, Anca. Și eu sunt recunoscător. Bună, Diana. Simt liniște, așezare și multă iubire. Este un câmp comun.
Să fie pace în cer și pe pământ și în adâncuri. Vă cuprind cu toate brațele sufletului meu. Melania. Mulțumim, Melania. Mulțumim că te afli aici. Vă invit să descoperiți că nu este nevoie de nicio așteptare. Nicio așteptare la ce urmează să se întâmple. Nu este nevoie. Acest moment este complet. Este complet. Copilul meu interior salută copilul tău interior și multă bucurie, da. Bun, Aura, mă bucur. Bună, Valentina. În liniște și pace. Antonia, liniște lăuntrică, iubirea radiază. Descoperă că iubirea radiază de peste tot. Vine un punct în care nu mai poți spune de unde radiază de fapt. E de peste tot. E de peste tot. Știți, astăzi, probabil o parte dintre voi ați văzut, am făcut o anumită postare legată de această situație pe pământ. Am scris așa cum văd eu lucrurile, cum le simt. Este mereu loc de discuții, dar simt că este foarte important ca în aceste momente să ne asumăm și să împărtășim lucrurile așa cum le simțim și cum le vedem. Pentru că doar în felul acesta putem descoperi adevărata conexiune cu cei din jurul nostru și, desigur, fără doar și poate, adevărata conexiune cu noi înșine. Mă uit puțin peste această postare pentru că simt să o spun și aici pentru cei care nu au citit-o sau au citit-o, dar poate că au nevoie să o audă din nou. Foarte pe scurt, coronavirus. Așa cum simt eu lucrurile, asta împărtășesc. Fiecare este liber să spună ceea ce simte în această țară. Cel puțin deocamdată încă este așa. Așa că dacă deocamdată încă este așa, haideți să o facem, dragilor. Coronavirus. În primul rând, de la început, dinainte de a afla concret anumite informații, pur și simplu, ceva mi-a mirosit urât cu acest coronavirus. Cu alte cuvinte, mi s-a părut o mare aboreală. Pur și simplu am simțit că este o modalitate prin care oamenii vor putea fi din nou manipulați. Coronavirus, părerea mea personală, asumată, este o mare porcărie. Acest virus nu există. A fost luată această etichetă de coronavirus și pusă pe simptomele altor boli, printre altele gripă, răceală, chiar cancer și multe alte boli. Cum au făcut asta? Ei bine, dacă
Dacă vreți informații concrete, voi posta din nou în seara aceasta un interviu cu David Icke. Spun din nou acest lucru, dincolo de a ajunge la aceste informații, înainte de a ajunge la aceste informații, și David Icke este doar unul dintre multele voci ce spun aceste lucruri în diferite feluri. Ei bine, postarea va fi acolo. Care, apropo, postare și interviu a fost șters de pe YouTube. Oare de ce? Oare de ce? Lăsăm niște semne de întrebare să fie puțin acolo. Am spus în descrierea acestui video că marile întrebări primesc mari răspunsuri. Am simțit să îți aduc aminte și o fac din nou acum. Să ai grijă de relațiile tale. În primul rând, relația pe care o ai cu tine și apoi relația pe care o ai cu cei din jurul tău. Cel mai simplu și direct mod prin care să ai grijă de aceste relații este prin iertare, prin recunoștință, prin a spune mulțumesc și prin iubire, prin a spune te iubesc. Atât ție, în primul rând, iartă-te pe tine, iartă-te pe tine și recunoscător ție, iubește-te pe tine, cât și apoi întregului univers. Țintim cât de sus este posibil, întregului univers. Mergem mai departe în această postare ghid, în această seară. Atenție la emoții, dragilor. E posibil ca în perioada aceasta să simțiți că emoțiile încep să clocotească din ce în ce mai puternic. Ce este de făcut? În esență, același lucru este de făcut. Rămâi martor, rămâi un simplu observator al emoțiilor tale. Repet acest lucru. Dacă este necesar să înțelegem mai multe legat de o emoție sau despre o stare, ei bine, când rămâi martorul ei, în fața ta încep să apară informații legate de această emoție, de această stare, de ce a apărut. Și dacă este cazul ca ceva să se vindece, se va vindeca prin faptul că prin această vedere ajungi să înțelegi cu adevărat ce s-a întâmplat. De aceea, mereu, primul pas, când simți că emoțiile o iau la vale, rămâi martor, observă, rămâi detașat. Nu te duce, nu te arunca cu capul înainte în emoție, nu încerca să o controlezi, nu încerca să o alungi, nu încerca să o faci mai mare, nu încerca să o schimbi. Admite că asta simți în acel moment. Asta vrea viața să experimenteze în acest moment. De aceea, nu te opune vieții. Când te opui vieții, cazi în ego, cazi în separare, inevitabil separarea duce la suferință. De aceea, curgi cu viața. A venit această emoție? Minunat! Hai să curgem! Observă, observă, observă. Detașat. E posibil să apară emoții mai puternice, ca până acum. Nu obligatoriu. Vor apărea și vor fi simțite multe stări divine. Mai departe. Atenție la gândurile tale. Pot veni gânduri creative și pot veni gânduri distructive. Cum le descoperi, care cum sunt. Cele distructive sunt repetitive.
Vin iar și iar și iar și iar și tu ești din ce în ce mai mic, din ce în ce mai mic. O idee genială, în schimb, a venit și apoi vine și voința pentru a o pune în practică. Și ideea s-a dus și a devenit realitate. Toate celelalte, dați-le drumul. Dați-le drumul, nu stați să rumegați iar și iar și iar în mintea voastră, pentru că, din nou, asta duce la tensiune interioară, asta aduce stres. Apropo, stresul scade sistemul imunitar. Cu sistemul imunitar căzut, este mult mai ușor să iei anumite boli. Mă repet, coronavirus nu există, dar alte boli există. Și poți fi etichetat drept având coronavirus când de fapt o ai altceva. Nu vi se pare interesant sau nu? Că mai vedem, a mai decedat cineva. Și de fapt acea ființă era bolnavă. Avea diabet, avea cancer în stadiu terminal. Și spui că a murit de coronavirus. Mi se pare un teatru slab, slab și totuși se petrece sub ochii noștri. Nu știu cât de bine îmi stă în această poziție de a deconspira anumite lucruri, dar astăzi așa se manifestă, așa că fie ce-o fi, tot înainte. Bun. Da, am spus puțin de domnii ce dau atât de multe directive la televizor și atât de multe ordonanțe și trebuie să respectăm, trebuie să respectăm. Apropo, cei care urmăriți, vă rog, stați aici până la capăt. Va merita. Cei care dau aceste directive la televizor, în primul rând, lăsați toate părerile pro sau contra. Doar priviți la ei ca și ființe umane, așa cum se prezintă. Priviți deschiși, fără judecată, fără nimic. Priviți-i. Ascultați ce spun, priviți-i. Ascultați ce spun, priviți-i. Cu adevărat, din prezență, de aici. Și în felul acesta vă aflați singur răspunsul. Eu mi-am exprimat opinia. Nu mi inspiră nicio încredere, nicio onestitate. Nu mi inspiră nimic. Îmi inspiră, de fapt, alte lucruri, dar le las deoparte. Tehnologia 5G, dragilor, această tehnologie nu trebuie să ajungă în România. Nu s-a investit niciun dolar pentru a dovedi că această tehnologie este benefică sau nu. De fapt, nu are cum să fie benefică. Pentru a dovedi că această tehnologie nu face niciun rău ființelor. Oricăror ființe, nu doar ființelor umane. Nu acceptați așa ceva. Foarte mulți oameni nu ar suporta acea frecvență. Sunt oameni care deja de la 3G sau 4G fug în munți, fug în tot felul de locuri în care nu este nimic, nu este niciun bruiaj, pentru că corpul lor nu poate duce. Dar dacă mai urcăm, și nu este o treaptă, sunt multe trepte, sunt mulți oameni care vorbesc deja despre lucrurile acestea, oameni care sunt de fapt mai în măsură să vă dea dovezi mai clare. Eu spun ceea ce simt din partea mea că este adevărat. Fiecare ia cu el, din nou, ca de fiecare dată, ia cu el acasă ceea ce simte. Și simte că rezonează.
Nu vreau să formez nicio opinie aici, pur și simplu mă exprim. Pur și simplu mă exprim. Și am încredere că ceea ce exprim va aduce cu sine tot ce este necesar pe acest pământ. Ciparea nu este sănătoasă pentru nicio ființă vie. Bănuiesc că deja începeți să vedeți conexiunile în diferite postări, documentare, interviuri, că se cam leagă. Da, sunt foarte strâns legate. Toată această așa zisă pandemie, cu tehnologia aceasta, cu ciparea, cu gata, e totul bine, ne-am liniștit, totul e minunat. Op, stai că iar este virusul, toată lumea trebuie să intre în casă. Intrați în casă, intrați în casă. Și apoi avem deja vaccinul minunat. La început nu va fi obligatoriu, se vaccinează cine vrea. Dar dacă nu vrei să te vaccinezi, vei sta în casă. Dacă ieși din casă și nu ești vaccinat și nu ai chipul cu tine, asta puțin mai târziu, treci puțin la închisoare. Pentru că atentezi la sănătatea celorlalți. Interesant. Foarte interesant. Așa zis, atestare. Dacă ai sau nu acest virus, este doar o altă modalitate de a fabrica noi cifre pe care să le dăm la televizor. Nu doar că le dăm în mod normal, e un număr acolo. Uite, așa fac la televizor un joc de lumini minunat pentru a ține omul mereu în panică, mereu în frică. Ce mi se mai întâmplă acum? Aoleu, este încă un caz de izolare, este încă un deces. Și apropo, cu tot respectul și toată iubirea pentru familiile celor care au decedat de așa zisul coronavirus, nu se explică numărul deceselor, nu se explică cu motivul pentru care atât de mulți oameni să stea în casă. Nu se explică. Foarte mulți oameni mor pe acest pământ de foamete. În primul rând nu se spune absolut nimic. Diabet, boli vasculare, cancer, sida. Ho, lista e mare. Scrie undeva la televizor cum cresc aceste numere și ce să facem concret pentru asta? Nu! Televizoarele nu vor să ne spună aceste lucruri. Trebuie să cauți tu în documentare, în alte locuri. Interesant, nu? Sunt fapte, lucruri care se întâmplă. Lucruri care se întâmplă. Vaccinurile ce vor apărea sunt finanțate de către domnii care vor să fie la putere în continuare. Foarte interesant, nu? Ai încredere să-ți faci un astfel de vaccin? Am pus și niște lucruri practice de făcut în această perioadă. Primul rând, ai grijă de corpul tău. Ai grijă de corpul tău și ai grijă să-l faci mai puternic. Cum îl faci mai puternic? Ai grijă la alimentația pe care o folosești. Pe cât posibil renunță la carne și la produsele animalelor. Bea multă apă. Fii recunoscător apei, apa este vie, mai mult de 70% din corpul tău este făcut din apă. Am pus o listă aici cu ce poți să faci. Meditează. Meditația devine cea mai bună prietenă în aceste momente, dragilor, pentru că meditația îți reconfirmă liniștea,
îți reconfirmă ce ești cu adevărat de fapt. Te așează din ce în ce mai mult, din ce în ce mai clar în tine. Și apoi, orice acțiune este necesară sau orice acțiune pare că a venit către tine, altfel o vei gestiona. Puneți meditația pe primul loc. Dansul, muzica, muzică care simți că îți ridică spiritul. Nu știri. Ai înțeles odată, te-ai informat, ok. Care este situația, oricum ai vrea să o numești. Te-ai informat. Dă drumul acelor lucruri. Fă lucruri care te bucură. Ce aduc iubire în viața ta, ce aduc culoare. Spiritul tău nu are cum să fie înfrânt. Ești mult prea puternic. Și mă refer la fiecare ființă ce urmărește acest video. Pentru că ești în continuare aici. Ceva rezonează, ceva simte că ceea ce spun se află în tine. Și am spus un lucru pe care îl consider important, nu exagera cu nimic. Inclusiv aceste materiale cu conspirații sau oricum ar fi. Nu exagera nici cu acestea. De exemplu, ai auzit anumite informații, poate de la mine pentru prima dată acum, deși mă îndoiesc. Erau acolo. Eu cumva le-am adunat într-un anume fel. Și sunt multe altele pe lângă. Pentru a aduce puțină lumină. Da? Le știai. Acum nu sta în fiecare moment să urmărești lucrurile acestea, pentru că lucrurile acestea îți vor scădea la un moment dat tonusul. Îți vor scădea din energie. Te-ai informat? Ok. Ce este de făcut? În primul rând să mă liniștesc pe mine, în primul rând să mă așez în mine. Și apoi? Acțiunea vine. Tot ce privim în afară, de fapt, ne arată tot monștrii ce s-au aflat și se află în interiorul nostru. Totul afară, ce este în afară, este doar o oglindire. Privește și este momentul să faci curățenie, este momentul pentru vindecare. Nu mai aștepta de la nimeni nimic. Nu aștepta de la mine să fac primul pas. Nu aștepta de la mine să ies în linia întâi. Asumă-ți ceea ce ești. Ce înseamnă asumare a ceea ce ești? Să fii exact așa cum ești. Să spui ceea ce gândești. Să spui ceea ce simți. Să fii sincer cu tine și cu cei din jurul tău. Să nu mai trăiești această viață cu jumătăți de măsură. Pentru că am trăit această viață cu jumătăți de măsură și ea a fost seacă, a fost curcușuri și coborâșuri. Ei bine, află ceea ce simți de fapt deja în inima ta, că viața aceasta poate căpăta o cu tot o altă culoare. Cele mai minunate lucruri pe care le-ai vizionat vreodată, ți le-ai imaginat, le-ai visat, toate pot fi prezente aici pe pământ și vor fi prezente aici pe pământ. Dau în scris asta. Vor fi prezente. Pentru că bulgărașul acela mic de conștiință a fost dat drumul din vârful muntelui. Și este muntele Everest, vârful Everest. Ei bine, din acest vârf până la poalele lui, dita mai bulgările se naște. Imens, imens. Procesul acesta de trezire în acest punct este ireversibil.
Dar în continuare fiecare trebuie să-și facă partea lui. Ce înseamnă să îmi fac partea mea? În primul rând, lucrurile de bază. Să nu mă identific cu gândurile mele, cu emoțiile mele, cu stările mele. Încet, încet cu corpul meu. Să descoper că ființa mea este infinită și că este mereu aici. Iar mai apoi, modul în care mă comport în societate să reflecte ceea ce am descoperit în interiorul meu, aceasta fiind adevărata integritate. Dă drumul lașității, dă drumul fricii. Ceea ce descoperi în interiorul tău, spun-o cu voce tare, în felul tău, în modul tău unic, în modul tău unic. Ai toate uneltele la dispoziție. Trebuie doar să o faci. Pentru că asta aduce cu sine și mai multă maturizare, și mai multă așezare, și mai multă cunoaștere, și mai mult aer proaspăt pe acest pământ. Văzut că ați scris câteva lucruri, să vedem, dragilor, dacă pot fi abordate. Ana, simt că lucrurile se transformă, simt că perspectivele se schimbă. Simt că introspecția în ființa mea își face loc, ceea ce îmi conferă liniște și multă încredere. Da, este acel mic bulgăraș pe care îl simți, care devine din ce în ce mai mare, Ana. Lucrurile se transformă. Fă loc introspecției în viața ta. Introspecția, mama ei, este reprezentată de o întrebare. Cine sunt eu? De la asta pornește toată transformarea. Pentru unele ființe, pentru altele pornește direct din iubire. Dar dacă ai spus de introspecție, s-ar putea să se potrivească foarte bine. Cine sunt eu? Ia în brațe această întrebare, scufundă-te în interiorul ființei tale. Vezi ce găsești. Cătălin, te salut, Marius. Tu vorbești din gânduri și imaginație, ori din starea de prezent. Am văzut o postare în care spunea că atâta timp cât îți miști ochii, înseamnă că vorbești din memorie și imaginație. O, Doamne! Te rog frumos, în experiența ta spirituală, care este adevăratul sens al acestei stări? Mulțumesc frumos! În primul rând, nimic nu are un sens. Nimic de pe acest pământ nu are de fapt un sens. Dă drumul oricărui sens. Asta odată. Apoi, revenind la întrebare. Dacă vorbesc din gânduri și imaginație, vorbesc total din prezent. Imaginația pot foarte frumos să o folosesc la fel cum am mâna dreaptă, de exemplu aici. Memoria pot foarte bine să o folosesc la fel cum am mâna stângă aici. Când este cazul, atâta tot. Atâta timp cât îți miști ochii, înseamnă că vorbești din memorie și imaginație. Dragule, te invit să simți ce este prezent aici. Pur și simplu. Dincolo de ce spune X sau Y, care este experiența ta aici? Și astfel ai răspunsul la întrebarea ta. Nu este niciun sens. Nu este niciun sens. Nu mai căuta sensuri. O să ajungi foarte dezorientat dacă continui să cauți sensuri. Pentru că sensurile se referă la minte, de fapt. În stânga, în dreapta, în sus, în jos, toate astea sunt mintea. Tu te poți uita la mintea ta, dar atâta timp cât știi că nu ești mintea ta,
nu mai este absolut nicio problemă. Mintea este doar un ecran, privește ori de câte ori vrei tu, dragule. Imaginația este doar un ecran, folosește-te de imaginație ori de câte ori vrei. La fel de memorie. Sfatul meu, vorbești de prezent. Scufundă-te în prezent cu orice modalitate vrei tu, orice tehnică. Inclusiv cea cu ochi fixi de care spui. Orice tehnică, orice simți că rezonează cu tine, folosește-o. Acesta este sfatul și răspunsul meu pentru tine. Dar, Roxana, mulțumesc că ai postat interviul. Îl voi posta și eu puțin mai încolo. Daniela, simt multă bucurie pentru că în sfârșit lucrurile și vremurile se schimbă. În rest, sentimente amestecate. Uimire, compasiune, uneori revoltă pentru cei ce nu vor să facă nimic ca să se schimbe. Nu pot să mă detașez pentru că îmi pasă și mă străduiesc să îi trezesc și pe alții din somnambulismul care parcă a pus stăpânire pe ei. Este un sentiment normal, ceea ce descrii tu acum. Totuși, va trebui să-l lași deoparte. Puterea ce se află în tine pentru a te trezi este la fel de multă ca este la fel de multă în orice altă parte. Oriunde ai primi. Continuă să privești către tine și să-ți confirmi clar de fapt cine ești tu. Lasă exteriorul deoparte. Toate aceste lucruri pe care le descrii, sentimente amestecate, da, uimire, compasiune, revoltă, toate astea joacă în spațiul tău interior. Tu ești un martor al lor. Rămâi pe loc puțin. Rămâi puțin pe loc. Observă acest joc. Observă acest joc. Pur și simplu. Descoperă că ele se duc. Ai descoperit deja că ele se duc în viața ta. Totuși ceva rămâne aici. Acest martor al lor, dacă întorci toată atenția către locul din care le priveai pe ele și hrănești cu toată atenția ta acest loc, descoperi că acest loc este total diferit față de ceea ce vedeai acolo. Are o cu totul altă calitate, să numim așa, deși în esență nu este nicio calitate. Este ceva fix. Ceva infinit în același timp, neclintit și fără de formă în același timp. Toate în același timp, nu poate fi descris, imposibil. Dar aici e casa ta. Du-ți toată atenția către acest loc, iar și iar și iar și iar, până în punctul în care, la un moment dat, toate aceste încercări de a-i trezi pe alții, de revoltă și tot așa, vor scădea în intensitate până în punctul în care pur și simplu dispar. Sau dacă te vizitează din când în când, sunt doar niște vizite, le lași să plece. În mod natural vei descoperi că va deveni atât de ușor. Fă acest lucru. Fă acest lucru. Fă-l cu adevărat. Pentru că aici este punctul în care adevărata spiritualitate se naște. Eu vorbesc aici. Dar spiritualitatea se naște în tine atunci când o pui în practică. Despre asta e vorba, de fapt. Melania, de fapt nu se știe nimic despre virus, despre nimic, pentru că fiecare se crede formator de opinie. Deci de ce m-aș apleca sub povara atâtor informații și evidențe contrariante, când eu însuși sunt un creator al petecului meu de cer. Deci, hai la luminat în jur și nu să ne mai chinuim cu aflarea adevărului. Adevărul este în ochii celui ce privește. Da, Melania, total de acord. Total de acord. Stai acolo unde privești. Și asta e tot. Cristi, divinitatea ne-a trezit cu un scop, Marius a făcut-o rapid și cu un scop precis.
ne-a dus împreună aici și acum să vindecăm iluzia. Împreună putem schimba sensul acțiunilor. Doar uniți putem depăși sistemul. Da. Total de acord. Și această unire se petrece. Se petrece și aici și în multe alte locuri din această țară. Deja. Și este extraordinar, este fascinant. Bună, Anca. Și eu mă bucur că ești aici. Aveam o întrebare. Cum faci față unei despărțiri? Am spus în descrierea acestei filmări că întrebările mari primesc răspunsuri mari. Această întrebare poate că în acest moment pare foarte importantă, dar crede-mă, nu este. Cum ai făcut față unei despărțiri ce s-a petrecut în clasa 5-a, a 6-a, a 7-a, a 8-a? Cum ai trecut peste? În esență este același lucru. Pur și simplu, ai acceptat că ceea ce a fost în trecut este în trecut și ai continuat viața. Această acceptare vine din maturitate. Poate când eram mai mici, pur și simplu viața a avut grijă să ne susțină să dăm drumul acestor lucruri. Dar apoi, aceste lucruri nu au fost cu adevărat înțelese în ființa noastră și iată că ne întâlnim din nou cu despărțiri și apare suferință. Ei bine, această suferință este poarta ta. Este poarta ta pentru a descoperi de fapt că ceea ce ești nu se poate despărți de nimic. Este total. Și că cea care suferă de fapt în urma acestei despărțiri este doar un rol de-al minții tale. Repet asta iar și iar și iar până în punctul în care este auzit. Cea care suferă de orice este mintea ta. Nu ești tu. Cum îți dai seama? Este foarte simplu, de fapt. Dacă privești cu atenție ce se petrece în interior, poți să descoperi, în primul rând, că sunt anumite gânduri ce rulează acolo în legătură cu această despărțire, poate diferite imagini și tot așa. Și mai mult de atât, este un gând mai comod, să numim așa, un eu care suferă atât de mult și nu înțelege și poate câteodată se judecă pe el, apoi continuă să judece exteriorul și tot așa, și tot așa, și tot așa. Și care este soluția? De fapt, nu e nicio soluție. Pur și simplu face asta atât cât îi este permis. Pentru că în felul acesta conștiința se identifică în continuare cu proiecțiile ei și stă în această identitate numită ego. Atâta tot. Mai devreme sau mai târziu, însă, inevitabil, natura noastră infinită înțelege care e toată treaba cu această experimentare, în felul acesta, care e toată treaba cu despărțirile. Și foarte frumos dă drumul acestui lucru. Deci răspunsul, tu ești răspunsul la această întrebare. Tu ești răspunsul. Află-te pe tine clar și vei vedea că orice despărțire face parte din viață. Pentru o perioadă ați împărtășit un drum împreună, iar acum, în mod natural, drumurile se despart. Nu este niciun fel de problemă. Și ajungi să iei ca atare acest lucru și să crești din această experiență, învățând și lecția necesară. Cam acesta este răspunsul cu despărțirea.
cu drag, Maria. Margareta, sunt atât de bucuroasă pentru că se întâmplă lucruri mărețe, că ne trezim, ne unim în iubire. Da, într-adevăr, se întâmplă lucruri mărețe. Și ceea ce am spus mai devreme legat de coronavirus, de situația aceasta, cred că pentru prima dată când vorbesc despre cât de cât să vorbesc de situație politică. În general, nu mă interesează aceste lucruri. Dar acum cumva cerul s-a unit cu pământul. Și este necesar să spunem și aceste lucruri. Mai departe, știu că fiecare ia aceste informații și face orice simte în mod natural să facă cu ele. A se înțelege că în niciun moment nu încurajez la rebeliune, la orice ar însemna de fapt ați pierde claritatea, ați pierde luciditatea. Cu încredere în inima ta, cu liniștea alături de tine, cu Dumnezeu în tine și în afara ta, ambele mereu în același timp, ce poate să se întâmple? Din această luciditate vine orice acțiune este necesară. Vine răbdare când este vorba de răbdare. Vine acțiune când este vorba de acțiune. Simplu și direct. Iar bucuria în continuare este la tot pasul. Inevitabil. Inevitabil. Florin, dragule. Am mai spus-o și zilele trecute, niciodată nu am apreciat timpul și liniștea mai mult și nu am fost în nemișcare ca acum. Este absolut fantastic. Pur și simplu să stai, să simți făcând nimic. E un a fi pe care nu l-am trăit până acum. Fără pic de grijă, fără pic de neliniște. Da, despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Mulțumim pentru împărtășire, Melania. Este un a fi de neclintit, disponibil fiecarei ființe umane. Tot ce avem de făcut este să ne ducem atenția aici, să îl vedem, să îl recunoaștem din nou. A fost întotdeauna aici. Despre asta e vorba. Descoperim comuniunea, descoperim că într-adevăr lucrurile pot funcționa altfel pe acest pământ. Și în inima voastră ați știut-o dintotdeauna. În inima noastră am știut dintotdeauna care este potențialul maxim al acestei planete. Din totdeauna l-ai știut. Ei bine, este momentul să vezi acel pământ clar ca bună ziua în fața ochilor tăi. Pentru a putea vedea asta, ochii tăi trebuie să fie clari. Ce înseamnă clari? Fără minte în colțuri. Fără mi-e frică, fără vreau aia, fără știi ce mi s-a întâmplat, fără hai să-ți povestesc ceva, fără știu eu o scurtătură, o șmecherie, fără știu care este adevărul în sinea mea, dar nu-l spun. Fără, vezi că ai ceva pe față.
Zic în sinea mea, dar nu ți-o spun, poate râde cineva de tine. Fără i s-a întâmplat ceva. A, ce bine că n-am fost eu. Și uite, în felul acesta, când el are noroi pe el, toată lumea o să râdă de el și eu, pentru că sunt curat, e minunat, toată lumea o să mă ridice în slăvi. Fără asta. Fără cât de prost sunt, idiot, nu știu să fac nimic. Mereu ceilalți sunt mai buni decât mine, fără aceste lucruri. Fără, sunt înconjurat de incompetenți, de proști, idioți. Fără aceste lucruri. Știți foarte bine, știți foarte bine la ce mă refer. O aveți în inima voastră. Iar acum, ceea ce simțim cu toții este că toate aceste inimi se întâlnesc. Se întâlnesc și strălucesc. Fiecare în autenticitatea sa. Fiecare în felul său unic. Și atât de multă culoare. La fel cum este când privești în natură. Atât de multă diversitate. Atât de mult cântec. Atât de multe mirosuri. Plăcute, minunate, deosebite. Atât de multă culoare. Ei bine, tot ce vezi în natură, vei vedea în umanitate. Cu mențiunea că absolut tot ce se află în natură, se află deja în acest corp minunat. Cristi, avem ocazia în aceste zile să lucrăm cu noi înșine. Fiecare conștientizare a unei ființe este benefică și pentru masa colectivă. Așa putem cât mai mult să contribuim la libertatea umanității. Atinge puțin subiectul, Marius, noi trebuie să știm că fiecare dintre noi poate contribui. Și Roxana, ți-a răspuns, dragă Cristi, simt că se naște un live cu tine din asta. Simt că ai multe de spus. Să fie ce e să fie. Da, Cristian, eu ating o mică parte, tu ai o altă parte, împreună formăm acest puzzle. Te încurajez să ții un live. Te încurajez, dacă simți, te așteptăm cu drag. Mulțumesc, Cristi, și mulțumesc, Roxana, pentru că ai răspuns de Cristi. Pentru că aceasta este frumusețea, de fapt, la tot ceea ce se întâmplă. Domnul Marius Chirilă, care în realitate nu există, dar joacă acest rol. Este o piesă mică, mică, mică de puzzle. Mică, infimă de puzzle. Ei bine, pentru a vedea toată imaginea acestui imens puzzle, fiecare trebuie să vină cu piesa lui. Fiecare cu piesa lui. Fiecare cu piesa lui. Unele dintre piese sunt foarte apropiate. Le vom uni. Cei care se află acum aici sunt foarte apropiate. Suntem vecini de puzzle. Altele sunt mai îndepărtate și creează acest puzzle, creează această imagine globală în alte părți. Despre asta e vorba. La fel, asemenea unui puzzle, nu sunt două bucăți la fel. Fiecare joacă rolul foarte important. Și fiecare este esențială pentru a crea întreaga imagine. Deci, revenind, pentru a crea întreaga imagine a acestui pământ minunat, în adevărata lui splendoare, fiecare cu piesa lui trebuie să vină să se prezinte în felul său unic. Despre asta e vorba, despre asta e vorba, dragilor. Ce frumos că a venit sub forma aceasta, pentru că venise această conștientizare, a venit și s-a dus. Și prin Cristi și apoi prin Roxana s-a întors, eu am spus, am dat-o mai departe. Acum nu știu la cine a ajuns mingea în teren, dar va trebui să o joci, dragule. Sau dragă.
Joacă mingea mai departe. Ai primit-o, dă-o mai departe. Ai primit, dă-o mai departe. Și la asta se rezumă încet, încet toată viața noastră. Universul infinit îți oferă. Tu dai mai departe, dai mai departe. Nu ții nimic pentru tine, doar dai mai departe. Dai, 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 oferi, oferi, oferi. Și în felul acesta totul curge, energia curge, energia curge. Și această energie ce curge, aceasta este de fapt iubirea, fără de care existența nu poate fi. Acesta este secretul, nu e niciun secret de fapt. Pur și simplu, ai primit ceva? Minunat, dă mai departe, dă mai departe. Ai primit ceva? Ia să vedem. Uite, e căzuse ceva de aici. Ia să pun asta în loc. Ia uite, dau mai departe, dau mai departe. Ai primit ceva, te-ai inspirat. Dă-l mai departe și cu inspirația care ți-a venit, vei crea ceva nou. Creează și dă mai departe. Asta se întâmplă, dragilor. Asta transformă. Asta simțim cu toții că se întâmplă. Așa să fie. Așa să fie. Toți facem parte dintr-un întreg, Antonia. Da? Așa este. Piesele sunt unice. Vedeți că știți, dragilor, jucăm cu toții același joc, că l-avem cu toții acasă. Doar că bunii l-am lăsat și s-a prăfuit acolo. E ascuns. Dar oare unde am pus jocul? Uite, au venit oamenii ăștia la mine să ne jucăm, dar nu mai știu unde am pus jocul. Și întorci toată casa cu curul în sus. Nu e nicio problemă, acest joc merită. Scoate-l, curăță-l. Tot praful să se ducă. Și așează-te la masă cu prietenii tăi și joacă. Joacă. Primește și dă mai departe. Primește și dă mai departe. Acesta este numele jocului. Sunteți minunați. Carmen, cred că acum vom aprecia mai mult frumusețea vieții, starea de prezent, iubirea, sigur că da, sigur că da. Vom aprecia din ce în ce mai mult viața în toate formele ei. Ce-mi place când ne jucăm împreună. Este deosebit. Este deosebit. Mary, Mihaela, Dana, Irina. Simțiți, dragilor, simțiți ce se află prezent aici, aici, în interiorul tău, cu tine, mereu. La asta mă refer. Elena, cât de interesant! La începutul acestei săptămâni am primit și eu acest mesaj de a da mai departe ce am primit.
sub o altă formă, dar foarte, foarte clar candide. Da? Păi toate aceste mesaje au unul singur le trimite pe toate. Este același în inima fiecăruia. Suntem valuri ale aceluiași ocean. Cu drag, Florin. E minunat, chiar azi te-am găsit, tocmai de vinerea florilor. Ești un dar. Același lucru. Privește în oglindă. Privește în oglindă. Nu poți să vezi minunăția în mine dacă ea nu se află deja în tine. Să o cunoști. Să știi ce gust are minunăția. De acolo o știi. Din tine o știi. Sunt doar o oglindă. Sunt doar o oglindă. Toate minunățile se află deja în tine, gata, pregătite să fie descoperite. Tania Elena. Irina, simt o conexiune între noi plină de iubire. Simte. Simte. Această conexiune curăță tot. Spală tot. Naște tot. Iubire, compasiune, lumină și recunoștință. Mihaela. Da. Simplu și direct. Viața este simplă. Mintea noastră a complicat-o. Viața este simplă. Este cel mai de bun simț lucru pe care poți să-l faci în acest moment. La asta se referă mereu. Nimic complicat. Nimic complicat. Complicatul este construit din momente mici. Dacă fiecare moment este primit ca atare și văzut ca atare, complexitatea se naște. Lucruri extraordinare. Un exemplu, întreg universul, întreg corpul, în esență același lucru, foarte interesant. Sunteți minunați. Sunteți minunați. Vă mulțumesc și vă iubesc și vă mulțumesc și vă mulțumesc și vă mulțumesc. Sunteți deosebiți. Fiecare dintre voi are multă treabă pe acest pământ. Nu este treabă de
muncă, muncă din aceea care muncești 8 ore, 10 ore, 12 ore și inima ta nu rezonează cu ce faci, ci muncă plină de creativitate. Muncă naturală, așa cum o simți tu. Și în acel moment dispare cuvântul de muncă, dispare orice etichetă legată de asta. Este doar viață în manifestare. Inima noastră mereu știe. Mereu știe unde să stea, unde să meargă, de unde să plece. Mereu avem aceste răspunsuri. Secretul este să fim sinceri cu noi. Ce vreau cu adevărat? Ce vreau cu adevărat? Pune această întrebare cu putere, cu încredere. Ce vreau cu adevărat în acest moment? Și o știi, o știi. Și odată ce o știi, o ai, o ești. Acum, în acest moment. Pentru că ceea ce ești este dincolo de timp și spațiu. Este aici, acum, mereu. La asta se referă tot. Simplu să fii fericit, dar e complicat să fii simplu. Nu, mintea spune că este complicat. Descoperă aici, acum, cât de complicat este să fii tu. Și acesta ți-e răspunsul. Nu te duci în filozofii care spun că da, dar mâine va fi altfel. Și nu, toate aceste lucruri, nu acceptați aceste lucruri. Pur și simplu. Aceasta este ignoranța divină. Aceasta este ignoranța divină, când nu mai stai la discuții cu aceste lucruri ce vin, aceste lucruri complicate. Pur și simplu nu mulțumesc, nu mulțumesc, nu mulțumesc. Se duce și va ciocăni la altă ușă. Dezvoltă această atitudine față de mintea ta. Această perioadă e doar de cojire, până la iubire, până la noi, așa cum ne știm, am de fi. Da. Mulțumiri. Cristi, mulțumesc, vă iubesc, pregătesc live-ul pentru voi. Minunat, minunat. Vezi ce se întâmplă, vezi ce se întâmplă când venim fiecare cu jocul. Când își aduce fiecare piesa. În sfârșit ne jucăm. Perfect, Cristi. Mă bucur foarte mult. Dan, bine ai venit, dragule. Pe care am găsit-o astăzi și a fost așa frumoasă. Vreau să o împărtășesc cu voi. Găsit-o. Sper că se aude, o voi posta și pe ea după. Vă propun pur și simplu să ne bucurăm de moment. Sper că se aude cât de cât. Your eyes tell me story.
și exact așa cum ești.
Mulțumesc. Și eu te îmbrățișez, Emilia. Mulțumesc și te iubesc. Alex și Roxana. Melodia se numește Eivor Falling Free. O să o postez pe profilul meu după ce se termină acest live. Voi posta această melodie și interviul cu David Icke, ce a fost șters de pe YouTube. Mă bucur că v-a plăcut muzica. Sper că în curând să avem ocazia să dansăm împreună, să ne întâlnim, să dansăm, să ne mișcăm. Brice, ce mai faci tu? De-abia aștept. Mulțumesc, te iubesc prin tot ce transmit, prin tot transmit iubire și o primesc. Mulțumesc, te iubesc, mulțumesc. Minunat moment, mulțumesc cu sufletul, să vă fie sufletul pătruns de frumusețea și magia acestei clipe, să credeți în iubire și în bunătatea nemărginită a lumii, să fiți mereu voi, să explodeți de sănătate și fericire, mulțumesc că existați, să vă fie sublim de bine. Asta numesc o binecuvântare. Mulțumim, Melania. Deosebită. Bună, Alexandra! Acum stau toată seara așa cu voi. Știu că de-abia aștept Chris. Minunat, minunat. Cum va veni fiecare cu piesa lui de pasăre. Iată, aceasta este inima mea, ofer tuturor. Tu dai o inimă, în schimb primești aproape 8 miliarde de inimi. Cam asta se întâmplă. Așa că dă tot ce ai, total. Total în această viață, fără jumătăți de măsură, dă total ce ai, tot ce ai, pune pe tavă, pune pe masă. Ce părere am de meditația ochi în ochi? O părere foarte bună, extraordinar de bună. În primul rând, dacă în aceste momente nu ai cu cine să o faci, poți să o faci în oglindă, să te uiți în ochii tăi. Va fi extrem de interesant. Iar în general, este o meditație extraordinară și eu o folosesc în întâlnirile pe care le fac. Deci, dacă ai ocazia să o faci cu cineva în această perioadă, dacă nu, dragilor, aveți o oglindă în casă. Mergeți în acea oglindă și priviți-vă în ochi. Puteți să faceți în special cu atenția îndreptată pe ochiul stâng. Și priviți, și priviți, și priviți. Tot ce veți vedea sunt doar aspecte de ale voastre. Lăsați-le să iasă la suprafață și descoperiți în meditația aceasta, descoperiți că privitorul, de fapt, nu poate fi văzut. Poți vedea o față, poți vedea un ochi. Se pot schimba imaginile pe care le vezi, dar privitorul, cine îl vede? Și astfel meditația se naște. Cine vede faptul că vezi? Asta este natura ta reală.
Dragilor, cuvintele sunt mult prea slabe pentru a descrie ceea ce simt pentru voi. Mă bucur foarte, foarte, foarte mult că ați fost aici în această seară. În continuare vă încurajez din toată inima să fiți voi înșivă, să nu mai cădeți în genunchi, să nu mai plecați capul. Un semn de rebeliune, ci un semn de integritate. Sunt ceea ce sunt și manifest ceea ce am descoperit în interiorul meu că este adevărat. La asta se referă această viață. Cu toții suntem conectați și pentru fiecare va deveni mai ușor. Dar fiecare trebuie să-și facă parte. Ce este partea? Acea bucățică a ta de puzzle, inima ta. Dăruiește-ți inima întregului pământ. Fiți binecuvântați. Iartă-mă. Mulțumesc. Te iubesc. Vă iubesc.